Bună dimineața, sau cum s-ar spune, e din nou dimineața în Chișinău. Din nou suntem în ambuteiaj, este ora 8:30 de minute, dar vedem că ambuteiajele continuă, chiar dacă oamenii trebuiau să ajungă la lucru la orele 8, deci noi vedem aceste ambuteiaje infernale care sunt în fiecare zi. Ceea ce putem spune că dimineața în Chișinău începe cu ambuteiaje kilometrice, pentru că oamenii trebuie să se trezească foarte devreme pentru a ajunge la timp, și acest lucru se întâmplă din cauza deciziilor proaste care au fost luate la primărie în ultimii ani. Oamenii ajung greu, da, ambuteiajele kilometrice care sunt în fiecare zi, oamenii vin din suburbii, la școală, la grădiniță, la locul de muncă, toate acestea se creează din cauza, cum am spus, deciziilor proaste. Care au fost deciziile proaste a primăriei? Au fost de a aglomera orașul prin construcții ilegale sau mușuraile, cum le numim noi, în diferite sectoare. Chișinăul a crescut cu aproape 100.000 de oameni în ultimii ani de zile, dar deciziile pentru dezvoltarea infrastructurii, din păcate, nu s-au luat. Vorbind cu oamenii, care este situația în comparație cu ultimii 4 ani de zile în traficul din Chișinău? Toată lumea, practic, recunoaște că situația a devenit una și mai proastă, iar acest lucru se datorează din cauza că nu s-a luat nicio decizie corectă pentru a fluidiza traficul rutier din municipiul Chișinău. Tot ce a făcut, toate deciziile pe care le-a luat primăria partid pentru fluidizarea transportului au fost fie negândite, necalculate sau nu au avut loc deloc. De aceea, pentru noi este important în următorii 4 ani de zile să ne axăm pentru rezolvarea problemelor din traficul din Chișinău. De aceea, soluțiile noastre care sunt pentru rezolvarea traficului din Chișinău sunt unele care vor aduce mai multă siguranță în trafic și vor da posibilitatea să ajungem mai repede la destinația în care noi vrem să ajungem. În primul rând, este vorba despre construcția unui nou pod peste Bâc. Este necesitatea construcției unor intersecții din municipiul Chișinău prin pasaje și treceri nivelate, așa cum este pentru propunerea noastră pentru podul din apropierea combinatului de Tutun. De asemenea, soluțiile noastre cu treceri de nivelate este pe bulevardul Dacia, în apropiere de grădina botanică și precum intersecția dintre strada Ismail și Ștefan cel Mare. De asemenea, sigur că noi cunoaștem care sunt problemele de la cercul de la Topaz și nu în ultimul rând este despre construcția unui străzi care trebuie să creeze un tronson de centură municipiului Chișinău. Și noi vorbim începând cu strada industrială, strada Transnistriei, Milescu Spătaru, strada Bucovinei, care ajunge aproape de Stăuceni, ceea ce de fapt este partea de est a orașului, care va oferi o soluție de ocolire, deci a orașului Chișinău. Să nu uităm că fiecare a 7-a, 8-a mașină care este în Chișinău este în tranziție, iar soluția propusă este de a oferi un coridor prin care transportul public care este prin tranziție să nu treacă prin centrul Chișinăului. De asemenea, noi trebuie să investim în transportul public. Transportul public, deci, este o soluție în care oamenii trebuie să ajungă repede la lucru, iar pentru a ajunge repede la lucru, transportul public trebuie să fie mult, transportul public sau cel puțin trebuie să fie destul, trebuie să fie confortabil, cu condiții în el și, desigur, că oamenii astăzi aleg să meargă cu transportul personal în detrimentul transportului public din cauza câtorva probleme. Prima problemă este transportul public în cartierul lor nu există deloc. Dacă există, este foarte departe și merg înghesuit, este foarte puțin. Iar cel mai grav este că uneori pentru a schimba 2-3 rute de transport ajunge la destinație, ei trebuie să plătească pentru fiecare călătorie. Soluțiile noastre pentru a putea încuraja ca oamenii să meargă în transportul public este rute noi de transport public care să ajungă în fiecare cartier, distanța dintre stațiile de așteptare să nu depășească 700-800 de metri, în care oamenii care se află între aceste stații de așteptare să meargă până la 400-500 de metri, ceea ce este aproximativ 5 minute, iar pentru călătorii
propunem să existe călătoria per timp, așa cum există în toată lumea, indiferent de faptul dacă se schimbă o rută sau alta. Asta este important, ca oamenii să fie încurajați să meargă cu transportul public atunci când tu creezi condiții, ei vor alege în detrimentul transportului personal. Problemele majore, deci au nevoie de soluții majore. Evident că o să ne întrebăm de unde bani pentru aceste proiecte. Desigur că o parte vor fi din bugetul local, care vor fi bani cheltuiți transparent și cu cap din investiții și finanțări externe, fără licitații dubioase și implementări de amatori. Chișinăul a fost în ultimii ani o zonă de incertitudine politică pe care partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova au ocolit-o pentru că nu aveau încredere în camelionii politici și mincinoșii nu se bucurau de popularitate nicăieri. Atunci când capitala țării noastre va deveni și ea una europeană, nu doar declarativ, nu doar în poze retușate de pe dronă, de la nivelul de atitudine și asumare, deschiderea partenerilor de dezvoltare va fi egală în măsura îndreptată spre municipiul Chișinău. Așa cum astăzi este îndreptată spre alte localități din țară. Așa vom reuși să porni proiecte majore de infrastructură care se rezolve sumedenie de probleme acute și urgente. Problemele de infrastructură, următorii 4 ani, trebuie să fie prioritatea numărul 1 a municipiului Chișinău, pentru că numărul de mașini în municipiul Chișinău se va majora în următorii ani. Dacă astăzi noi, statistic, avem 346.000 de mașini, iar viteza de deplasare este de aproximativ 16-17 km, în 2030 vom avea aproximativ peste 500 de mașini, iar viteza de deplasare va fi 11-12 km. Dacă noi păstrăm această infrastructură pentru a mări viteza de deplasare, noi trebuie să investim în infrastructura din Chișinău, trebuie să investim în strada Ismail, trebuie să investim în cercul rutier de la combinatul de tutun, calea Basarabiei, trebuie să investim deci în strada industrială, trebuie să investim în strada Mesagerului, trebuie să investim în nodul rutier de la strada Creangă. Astea sunt doar o parte din proiectele pe care noi ne le propunem, care trebuie să descarce orașul Chișinău, să ajungem mai repede acasă, pentru că cel mai grav lucru care se întâmplă deci atunci când ne aflăm în trafic, noi ne pierdem timpul nostru, care trebuie să fim alături de prietenii și familia noastră. De aceea, pe data de 5 noiembrie, vin la vot împreună cu prietenii tăi și familia pentru a vota pentru o echipă care poate să rezolve problemele de trafic în municipiul Chișinău și care poate să construiască infrastructura urbană, să ofere mai multă mobilitate urbană. Deci împreună ieșim la vot, votăm echipa PAS, votăm Lilian Carp, primar general. Vă mulțumesc! Mulțumesc, David!